Întotdeauna când începem orice lucru, cu atât mai mult un lucru duhovnicesc, începem cu invocarea Harului Dumnezeesc. Rugăm pe Duhul Cel Sfânt să lumineze mintea și inima Părintelui Răzvan Ionescu, mințile și inimile noastre, și nu putem să facem aceasta decât prin rugăciune. Să ne rugăm împreună. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate împlinești, vizierul bunătăților și Tătătorul de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată cea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,